Eu am scris o carte care se numește Gherla, pur și simplu Gherla, care a fost difuzată și la Europa Liberă în lectura mea, eu fiind de România. Asta nu e, nu e, nu e rău să se să accentueze. Deci s-a difuzat la Europa Liberă cartea mea, Gherla, înregistrată cu vocea mea și în momentul în care s-a difuzat, eu eram în România în 76. Când venea primăvara ciuguleam tot din mers iarba, buruienile care creșteau pe subziduri, mai ales păpădie. Aveam nevoie de verdeață, de vorba ta, vitamine. La ieșirea din celulă, în drum spre locul de plimbare și la întoarcere, treceam pe sub niște vișini. Cred că eu am fost primul care a încercat, vreau să spun, primul din acea primăvară, primul din seria acelei primăveri. În închisoare nimeni nu poate pretinde că a fost primul în ceva, că el a descoperit ceva, Acolo fiecare descoperă, redescoperă, inventează ceea ce era de mult descoperit, inventat, dar dacă el nu știe. Oricum în acea primăvară, în primăvara anului 1957, eu am fost cel care a dat semnalul de atac al vișinilor, al vitaminelor. Trecând spre locul de plimbare, trecând pe sub vișinii tentant înfrunziți, am întins mâna, am smuls o frunză. Am smuls-o așa, fără un gând anume. Oricine trecând pe sub un copac, pe sub o creangă încărcată de frunze, face la fel, nu? Am băgat frunza în gură, am mestecat-o, nu era prea scârboasă, doar cam cleioasă, asta da, însă gustul de clei de vișin mi era cunoscut, chiar plăcut. Îmi aducea aminte de cantitățile de necrezut kilograme de clei de vișin, de cireș, de prun, de corcoduș, înghițite în copilărie, pe când coclauri cu trei eram și fructe verzi furam. Întorcându-ne de la plimbare, din două mișcări am luat doi pumni de frunze. În celulă am oferit în dreapta, în stânga, însă numai câțiva au acceptat. Le credeau amare, da, erau și un pic amărui, dar amarul era pata de gustativă care ne lipsea, după cum duceam lipsă și de dulce și de gras. Apoi, în comparație cu amarul păpădiei de subziduri, pe care de mult o isprăvisem de păscut, de ciugulit, de ros, frunzele de vișin păreau aproape dulci.